Roșescu, vreau să mergem încet, dar sigur, către niște... Asta e o poză la care țin foarte mult. E singura mea poză cu Zoia. Aici este domnul profesor Mircea Oprean. Aici este Mircea. Este exact, nici n-a apucat să se bărbierească. Este ziua când ei au ieșit din pușcărie, în august. La mine era Nicu, stătea deja de câteva zile, atunci când a fost eliberat, o săptămână. Nicu când a fost eliberat, a venit la dumneavoastră? Da. Deci el când e eliberat, Nicu Ceaușescu, vine la dumneavoastră, n-avea unde să stea sau a vrut să stea la dumneavoastră? Păi, el n-a avut să stea niciodată, nicăieri. El până săracul a murit. I-a confiscat tot. N-a avut unde să stea. Dar a venit la mine, de ce? Eu am fost singura care m-am dus la el la Iud, la pușcărie. Eu am fost singura care am fost mai apropiată în ultimii ani, cât el a fost la Sibiu. Deci cât a fost el prim secretar la Sibiu, el era foarte izolat, foarte izolat acolo. Asta s-a și dorit, să-l izoleze de grupul Vesel, de Serghei Mizil, de toți ceilalți. Și eu m-am dus de multe ori acolo, el mi-a dat telefon și mi-a zis, hai vino să mai stăm de vorbă, chiar am avut odată, m-a luat el de la aeroport și conducea mașina și pe urmă zice, aoleo, am luat-o pe sens interzis. Zice, stai mă, dar eu sunt prim secretar aici, ce dacă am luat-o pe sens interzis? Mă rog. Când a venit, Paula Iacob mi-a spus. Paula Iacob a fost, deci m-a reprezentat pe mine în primul meu divorț, ăla cu mare scandal. Deci a fost avocatul meu la primul divorț. Ne-am cunoscut. Și Paula a venit și mi-a spus, zice, uite, o să fie eliberat, dar nu o să stea mai mult de o săptămână, zice, am eu așa niște semnale că pe 1 septembrie, exact de ziua lui, o să-l aresteze din nou. Așa s-a și întâmplat. Zice, el și-a exprimat dorința să stea la tine. Eu i-am spus că poate să vină să stea la mine, dar ce nu e bine să fiu, eu fiind avocat, tu îl primești? Zic, sigur că îl primesc, numai că eu aveam 3 camere între timp, mă mutasem din casa mea, făcusem schimb cu Mădălin Voicu. Și aici altă poveste, că s-a spus că el m-a presat. Nu, eu l-am rugat să facem schimb și el s-a mutat în casa mea și eu m-am mutat în apartamentul lui. Zic, mă, eu nu am spațiu, dar lasă că duc fetele la mama ca să avem loc. Totuși aveam 3 camere atunci. Și el a venit. Și Paula mi-a spus, n-are voie să iasă din casă. Zic, deloc, deloc. Zice, deloc, na. Asta a fost condiția eliberării. Vezi că el nu este achitat. Nu ieșiți din casă, nu primiți musafiri. Oricum era o dacie care stătea jos acolo. Am ieșit o singură noapte când el a zis, mă, vreau să mă plimb. S-a pus așa o broboadă, s-a îmbrăcat femeie, eu la volan și l-am plimbat. S-a îmbrăcat în femeie? Da. Într-o noapte. Săptămâna petrecută cu Nicu, când el iese, sigur că poate să fie un film în sine, toată povestea asta. Deci el vine... Haideți să luăm un pic pe rând. Da, nu, și poza pe care ați arătat-o, deci acolo da, numai puțin, a ieșit și Zoia cu... Și au venit imediat. Și ei și au stat o deci, singură zi Nicu la mine. Nicu vine și vă alege pe dumneavoastră să stați la dumneavoastră. V-a fost vreun pic teamă. Dom'le, e Nicu, e ura asta, așa mai departe, nu știu, să nu pățesc ceva, să... Pe ce puteam să pățesc? Păi, nu știu. Pe ce puteam să mai pățesc? Ce era de pățit, pățisem toți. Care era starea lui de spirit când iese în închisoare? Trecea de la o stare la alta, bineînțeles. Deci, în primul rând, la două noaptea, mie mi se făcea somn și el făcea, zice, păi ce faci? Păi noi nu mai prindem vremurile. Noi acum mai stăm de vorbă, eu nu știu dacă mai îmi dau ăștia drumul. Cum stai să te culci? Stai să-ți povestesc. Despre ce povestea? Deci, primul lucru mi-a povestit despre viața din pușcărie. Și mi-a explicat că și acolo este, totul este foarte bine așa aranjat, este o altă societate și că lui a fost foarte teamă. Că lui a fost teamă. Zice, eu am crezut... I-a fost teamă că o să-l omoare în închisoare? Da, așa a crezut. Ce mie mi-a fost teamă că aici, sigur, un criminal cu 8 crime bagă cuțitul în mine, zice, a doua oară, prima dată nu m-au nimerit bine. Dar zice, nu. Când am venit, băieții mă așteptau și mi-au zis, nu știu, a venit unul condamnat pe viață și a zis, eu sunt șef aici, dar dumneata ești la genocid. Acum tu ești șef... Și eu îți îndeplinesc toate... Și l-a pus pe el șef acolo? Și l-a pus pe el șef. Spunea, făceau liniște când dormea. Au avut o grijă extraordinar acei oameni, deci asta care era o parte, erau în pușcărie. Acestea era o parte din povestea pe care le spunea. El mi-a povestit foarte mult cu amănunte, ce a făcut, cum a fost. A doua
alte povestiri, sigur că el tot timpul îmi spunea, hai să-l chemăm pe Serghe și pe Miche. Zic, da, dar eu am promis, i-am promis lui Paula Iacob și lui Chius Baian, că era, tânsul era Chius Baian, parcă se numea ministrul justiției. Zic, mi-a dat aprobare. Măi, eu i-am promis că nu ieși din casă. Zice, aia mă lasă, zice, nu ne urmărește nimeni. Zic, uite Dacia acolo, uite Dacia, mă zic, stă. El lasă-o să stea, zice. Ce altceva vă povestea? Până la urmă, sigur că am încălcat. Ați plecat într-o noapte, deci vă urcați în mașină, îl îmbrăcați în femeie. Am plecat atunci numai noi doi. Nu, dar a venit Serghe. Au venit la noi. Au venit până la urmă. Păi, Serghe e Serghe. Probabil că îl cunoaște toată lumea. Să știți că el exagerează foarte mult. El nu e chiar așa. El și-a pus așa, așa. A învățat un rol și vrea el să fie macho. Nu e. E un băiat extraordinar de bun, cu un suflet mare, mare de tot. Nebună a fost toată viața lui, dar nu chiar cum vrea el să îl perceapă lumea. Serghe m-a urmărit. Eu mai mă duceam la cumpărături, că totuși trebuia să mănânci ceva. Și el să vă urmărea? Da, Serghe m-a urmărit. Serghe a zis, măi, eu am simțit ceva. Eu am simțit ceva așa la tine. Ceva fals. Te întrebam, Dănicu, și făceai, dă-mi să știu, Dănicu. Dar de ce mă întreb pe mine, Dănicu? Dar ce știu? Dar ce e, frate meu? Ceva era fals, zice. Și m-a urmărit. Și m-a prins la un magazin. Asta e poză cu gașca lor, cu Nicu. Da. Și m-a prins Serghe la un magazin. Eu eram cu un coș așa plin de... Și ce, unde mergi și cazi cu fița roșie cu merinde? Ce e Nicu la tine, nu? Nu. Ba da. Păi zic, ce bine, nu e, dar vin eu acum la tine. Nu, zic, de ce să nu vin? Ce, n-am voie să vin la tine? Ai, bine, și așa a ajuns Serghe. A intrat, l-a văzut, s-au pupat și nici n-a mai plecat Serghe de acolo, decât poate să mai aducă ceva. A, deci a stat ceva. Toată perioada cât a stat Nicu acolo? Da, se mai ducea noaptea târziu să se culce la el. Urma a venit și Mădălin, normal, că nu puteai fără. Nu puteai fără Mădălin totuși, nu? Noi nu-i spuneam Mădălin, noi spuneam Michi. Și okay. Atunci a venit și Zoia. Deci a venit doamna, Zoia. Doamna Ceaușescu, vreau să o întreb. Și a venit și Valentin. A venit și Valentin. Fotografia aici, să rămână la fotografia asta. Dar Valentin a stat la mine, a venit într-o vizită. Da, da, imediat o să vedem. Deci fotografia asta aici jos este Serghei, în stânga, deci în dreapta lui Nicu este Donca. Donca, da. Era foarte frumoasă. Foarte frumoasă. A iubit-o mult Nicu? Am plâns. Când am aflat că a murit, i-am scris lui Serghe, nu știu dacă a primit mesajul meu. Da, și înainte să moară Nicu, m-a sunat de două ori de la Viena, de în spital. Dar numai pe la două noaptea mă suna. Odată m-a rugat să se ducă sora mea. Sora mea era în Austria deja, ea a plecat în 90 în Austria, definitiv, unde este și în ziua de azi. Și mi-a zis, mă, spune lui Gabi și lui Augustin, ăsta este soțul, să vină până la mine aici. Că parcă cumnată tu zice era doctor. Da, este doctor, într-adevăr. Sora mea a vrut să meargă, dar n-a mai apucat, pentru că el a murit foarte pe neașteptate. Și pe urmă, chiar cu o noapte înainte de ziua decesului, m-a sunat foarte vesel, așa, și a vorbit și zic, măi, Nicu, dar asta nu e o oră, mă, eu am copii. Mă, la două noaptea, zice, dar ce-i? Sun și eu când am chef. Bine. Și zice, mă, uite de ce te-am sunat. Zice, mă, eu cred că bine nu mă mai fac, dar nu mai stau la ăștia aici. Că avem noi doctori în România. Eu vreau să vin acasă. Dar vreau să te rog ceva, nu știu ce. Spune-i lui Donca că ea a fost cea mai... Că eu numai pe ea am iubit-o toată viața. Și i-am spus la mormântare. Știam că e căsătorită, dar n-avea nicio importanță. M-am dus și am spus, Donca, m-a sunat Nicu și mi-a zis să-ți spun că pe tine te-a iubit. Ce știam. N-a fost chiar așa cum s-a povestit, în sfârșit cu scos copil în luna 8-a, dar nu vreau să intru în problemele astea. Deci, okay. Peste tot se exagerează. Cum se exagerează despre Nicu, că a fost un alcoolist, că a fost un devorator de femei? Deci, eu pot să spun ce înseamnă un bărbat alcoolic. Eu am stat printre actori. Eu am văzut actori care au băut mult. Dar să știți că noi îi prețuiam și îi iubeam foarte mult. Nicu niciodată n-a băut așa. Nicu a avut probleme cu ficatul. El a avut o hepatită, de fapt, că n-a făcut ciroză din băutură. Da? Și el nu ținea la băutură, el nu ținea cât ținea Serghe. Că Serghe întotdeauna a avut, da, o capacitate mai mare. Și Nicu mergea și el cu ei. Dar așa cum se spune despre el, devorator de femei, dar nici vorba, el avea o sensibilitate și el n-a iubit foarte multe femei în viață. Am văzut că ați dat un interviu cu Janina Matei, de fapt era la Simona Gherghe. Da. Ați dat așa, după care săraca ați cam râs de ea. Nu am râs, domnul Badea, doar o imitat. Dar să-i spuneți domnul Badea să nu râdă de mine acum.
Doar accentul limita. Așa. N-a fost o mare iubire. Adică, marea iubire, marea iubire. Și acolo s-au spus niște lucruri imediat după ce ea... Dar Donca a fost o... cea a fost marea lui iubire. Și cred că a iubit-o și pe Daniela Vlădescu. Dar lăsați-mă să termin cu Janina Matei, că s-a spus și lumea mă întreba că au aruncat-o de la etaj, că au omorât-o. Așa s-a spus. Mă, Janina Matei... Astea erau atunci legendele. Astea au fost, dar au circulat, toată lumea întreba, au omorât-o. Nu, după cum bine vedeți, este vie. Ceva mai grăsuță de asta n-are... Și a primit un contract. Eu nu știu dacă contractul nu a fost un pic aranjat. Da, ce e așa de rău să-ți aranjeze cineva un contract? Poate a vrut Nicu să scape de ea și a aranjat contractul? Nu, Nicu n-a vrut să scape de ea. Poate neapărat. A aranjat tăticul că vrea să scape probabil, mica de probabil, dar nu vi se pare elegant totuși să trimiți pe un contract în elegant, Italia? Extrem de elegant. Nu? De cum? Acum nu era chiar soprană, știți? Profesor. Haideți să ne întoarcem un pic la Nicu zilele acelea. Apropo, cine l-a ajutat să se trateze la Viena? Nu știu, astea sunt amănunte. Nicușor Năstanță, cumva? Nu, astea sunt amănunte pe care nu le știu. Nu, cred că Copos a fost și Copos. Și Copos a fost? Și Copos, da. Eu din câte știu, Copos a fost... Eu știam că și Nicușor, da, pe probabil, care eu probabil, iubesc, practic. Dar sigur și Copos. Era un om deosebit. Și Adrian Păunescu. Și Adrian, dar nu fostul meu soț. Adevăratul marele poet din punctul meu. Ați avut o discuție cu Nicu în perioada, deci el se eliberează, vine la dumneavoastră o săptămână. El știa că nu este definitiv. Știa. El știa. Dar vă uitați probabil și la televizor, da? Nu. Deloc? Nu. Ei, un pic. Nu. Nu v-a zis nimic, domne, era Iliescu la televizor, era președinte. Nu, noi am era comentat. Roman, nu, la televizor n-am vrut să ne uităm. El dar ce v-a spus despre noua putere? Că sigur v-a spus ceva. Mi-a spus, noi știam cu 7 ani înainte că despre domnul Iliescu. Adică n-a fost vreo mare taină. Cum cu 7 ani ai știți? Da, pentru că s-au zis, se fusese deja un mic complot, complotul generalilor, da? Cu generalul militaru care... Deci au zis că înțeleg că și Sorin Oprescu l-a ajutat. Așa. Probabil, da. Sunt okay. Convinsă, da. Așa, deci ați auzit de un complot... Se vorbea în familie. Și Nicu știa că și Nicolae spunea... Ceaușescu și Elena... Nu, adică nu, știau... nu știu dacă... Da, sigur că știau că acel complot care a existat, da? A fost cumva dejucat, dar fără niște repercursiuni foarte... Îndepărtați din funcție, au fost toți. Inclusiv Iliescu, că și el era pregătit. El nu prea participa. Păi era pregătit de extraterestri? De cine era pregătit? Nu, de câțiva... Gogu, cum îl chema, mă rog, Rădulescu, au fost câțiva. Da, erau pregătiți de KGB, Apostol, de cine erau pregătiți? Apostol și toți. Deci au fost câțiva care s-au gândit că ar fi bine să îl îndepărteze. Poate era mai bine dacă Nicu, poate era mai bine dacă reușea complotul. Nicu v-a spus ceva, n-ați vorbit Iliescu, noua putere, v-a zis ceva despre ei? Dar noi îl cunoșteam foarte bine pe domnul Iliescu. Ce trebuie comentariul să-mi... lui de ce s-a întâmplat, adică băi, maică ta, taică tu au fost omorâți, au venit ăștia. De ce ăștia? Să... Adică n-a fost o discuție despre situația domnul actuală. Domnul Iliescu n-a apărut așa de nicăieri. Noi îl știam foarte bine, ne întâlneam cu el la mare, venea la tata și spunea, Doașul Marin, v-am adus presa. Care-i problema? Deci îl cunoșteam foarte bine, era totuși, tovarășul Iliescu. Totuși, în urma evenimentelor așa cum au fost ele, sunt foarte curios care era părerea lui Nicu Ceaușescu despre noua arhitectură statală. Am zis frumos acum, nu? Da, adică ca... prietenii lui care l-au taicăsul, care l-au omorât pe taicăsul și așa mai departe. Bun, ce, adică n-a avut nicio reacție? Băi, ba uite. Da, toți am avut reacții, nu? Așa. Toți și am avut reacții. Asta încerc să aflu. El îmi spunea... A zis ca Mircea Badea, îi susțin, ce a zis? Nu, a zis sigur, a fost un complot care de data...